Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, din nou cu o emisiune interesantă și, bineînțeles, cu un invitat nou. Așa că îi spunem bun venit domnului conferențier al Universității Dr. Bogdan Vodă, profesor la Universitatea Națională de Muzică București. Stimate domnule profesor, bine ați venit la noi în emisiune. Bine v-am găsit! Bună seara și dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Mă bucur să avem parte de un dialog despre muzică și despre educație. Exact, în seara aceasta vom discuta despre educația muzicală în spațiul românesc, așa cum frumos îi spune, în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic. Bineînțeles, ne vom duce și în celelalte direcții, în ceea ce înseamnă spațiul european și, bineînțeles, câteva comparații cu ceea ce se întâmplă și pe alte continente. Vrem să știm care este situația învățământului muzical în România, cum a evoluat, dacă suntem bine sau nu suntem bine, dacă e ceva de îmbunătățit sau știu eu, de pus la punct, asta vom vedea împreună cu dumneavoastră. Înainte de a trece la treabă, aș vrea să vorbim câteva lucruri așa, introductive despre dumneavoastră. Este foarte important ca cei care ne urmăresc, telespectatorii noștri, să vă cunoască și am să spun eu câteva lucruri pe care le știu. Știu că sunteți în acest domeniu al muzicii de foarte mulți ani, sunteți profesor de câteva zeci de ani și mai ales sunteți conferențiar, compozitor și, bineînțeles, de asemenea, un om care a trecut prin tot ce înseamnă dezvoltarea aceasta muzicală ca elev și apoi, bineînțeles, student și iată-vă, să spunem acum, în formație completă ca și cadru didactic la Universitatea Națională de Muzică București. Pe scurt, Conservatorul București, așa cum noi de aici suntem obișnuiți să-l numim în continuare. Stimate domnule profesor, înainte de toate, eu vă mulțumesc pentru deschiderea dumneavoastră de asta de vorbă. Noi aici la Producers Media ne-am făcut un obicei de-a lungul timpului să promovăm valorile și când vorbesc despre valori înseamnă cultură, educație, valorile iudeo-creștine, tot ce înseamnă etică, moralitate, da? Tot ce înseamnă, să spunem, lucrurile frumoase ale vieții și petrecem destul de des momente cu invitați din zona aceasta al artei muzicale, ceea ce înseamnă educația muzicală. Bineînțeles, încercăm să găsim un limbaj comun, un limbaj pe care cei care ne urmăresc îl pot înțelege și de multe ori am tratat ceea ce numim educație muzicală din tot felul de unghiuri, inclusiv am trecut, am luat inițiativă atunci când s-a dorit închiderea orei acestea de muzică, da, educație muzicală sau limitarea în școala primară, de asemenea și multe alte activități pe care le-am vorbit. Am vorbit inclusiv despre estetică muzicală, la un moment dat, lucruri foarte avansate pentru majoritatea celor care ne urmăresc. Deci avem așa o tematică destul de bogată în ceea ce privește muzica. Astăzi sunteți invitatul nostru și vom vorbi despre educație. De ce vă spun lucrul acesta? Pentru că când vorbim despre educație, practic vorbim despre noi și mai mult vorbim despre viitorul nostru. Așa că haideți să începem cu începutul și prima întrebare pe care vreau să vă adresez, mai ales că dumneavoastră ați trecut prin toate aceste etape și știți exact ce înseamnă să fii și elev, și student, și acum profesor, cât de importantă credeți dumneavoastră că este educația muzicală în general și apoi o să discutăm despre spațiul acesta românesc. Păi, am să îndrăznesc să spun că experiența mea în domeniul muzical înseamnă practic toată viața mea. De la aproximativ 5 ani cânt la pian, apoi am început să compun, apoi am început să dirijez. Am fost timp de mai bine de două decenii profesor la Colegiul Național de Muzică George Enescu și peste 25 de ani la Universitatea Națională de Muzică din București. În plus, am lucrat câțiva ani, vreo trei, la Institutul de Științe ale Educației ca cercetător în curiculă școlară, așa încât am cunoscut problemele educației muzicale din diverse să zicem, diverse unghiuri. Însă aș îndrăzni să mă refer tot la mine, dar în postura de părinte. Fiul meu cel mare
actualmente doctorand în genetică la Universitatea Britanică, celebră, a început educația cu muzică, cu pian, apoi cu violă și apoi cu Liceul Sfântul Sava, pentru care suntem recunoscători, matematică info, genetică, bioinformatică și alte lucruri. Și azi merge la congrese de genetică în Statele Unite, în Europa și prinde un pian și cântă. Și merge la operă și ascultă orchestre simfonice, la fel cum ascultă și muzică pop. La fel cum ascultă și alte genuri, cu o deschidere și cu plăcerea de a improviza și de a se duce la pian și a vedea cum sună și de a compune de plăcere. Și cred că poate acesta ar fi viitorul ideal al copiilor noștri. Vorbind la modul general, nu de copilul meu de data asta, ci de orice copil de pe planeta asta care ar putea, într-un mod ideal, să facă câțiva ani de muzică serios, cu un instrument în față. Cel mai simplu ar fi pian, nu pentru că e cel mai simplu instrument, ci pentru că până la urmă o orgă electrică, un pian electric se poate obține ușor și pianul are acest avantaj al debutului foarte prietenos în educația muzicală, rezultate frumoase și ușor de obținut în debut. Devine din ce în ce mai, să zicem, complicat și greu de susținut, necesitând foarte multe ore de studiu, mai târziu. Yehudi Menuhin a susținut în fața Parlamentului European acum niște decenii niște studii pe care le făcuseră niște cercetători britanici, nu aceia din ziarele noastre scandalice, aceia serios, care dovediseră, cum să vă spun, diferențe extraordinare în ceea ce înseamnă inteligența și combinatorică de tip matematic și cea emoțională pentru toți copiii care fac 3-4 ani de educație muzicală cu instrument, mai ales la ceea ce înseamnă învățământ primar. Și aș spune că e foarte greu pentru România să se gândească la așa ceva, dar sunt câțiva ani de zile de când Elveția, de exemplu, a clarificat printr-un referendum național obligația landurilor, celor patru, de a asigura condițiile necesare pentru educație muzicală la nivel de școală primară și gimnazială obligatorie. Iată că, cum să vă spun, ceea ce un muzician extraordinar și cu legături foarte strânse cu România prin George Enescu a spus unor politicieni, nu știu cu cât succes din punct de vedere al resurselor consumate față de interesele economice ale altora, se poate să devină realitate pentru anumite sisteme, pentru anumite țări mai dezvoltate ca noi, dar poate să devină o realitate pentru copiii din România pe baza deocamdată a eforturilor părinților lor. Și iată că vă mai spun ceva, foarte mulți din foștii mei studenți, din actualii mei studenți, lucrează, fac eforturi antreprenoriale în domeniul unor școli private de muzică, în diverse cartiere din diverse orașe, unde înflorește o nouă tradiție, să spunem, o nouă soluție. În afară de a-ți da copilul la fotbal, ceea ce fusese de mare succes atunci când totuși sportul românesc avea și rezultate cu totul excepționale, oamenii au început să caute pentru copiii lor și limbi străine, dar și educație muzicală, însemnând învățarea unui instrument și învățarea muzicii pentru a fi practicat. Deocamdată sistemul educațional clasic de stat românesc nu e în stare și nu pare să-și dorească deloc educația muzicală și vă spun ca unul care întâi s-a luptat cu Ministerul Educației, apoi pentru 3 ani de zile am fost un cercetător dornic să pun și eu umărul, să nu mai critic, ci să fac ceva în sistemul educațional. Am plecat cu demisie din cauza faptului că orice se discută în sistemul educațional românesc ajunge la decizia politică și orice s-a muncit cade în derizoriu în fața, să spunem, unor interese de moment. Da? Am să amintesc motive pentru momentul demisiei mele.
primul manual de educație fizică, n-am nimic cu profesorii de educație fizică, sunt minunați, ne țin copiii sănătoși, dar nu e cazul să avem manual de educație fizică. Ori colegii mei din Institutul de Științe a Educației au susținut necesitatea de a avea așa ceva. Nu vă ascund că ați spus că se încearcă de foarte multe ori părăsirea educației muzicale ca și a altor discipline de mare valoare, din diverse interese. Pentru că aici e pur și simplu un cor al celor care strigă mai tare și a celor care au, să spunem așa, un lobby mai puternic față de cine este la conducerea Ministerului Educației la moment dat. Ori aici e grav. E grav că ne jucăm cu viitorul țării noastre, însemnând cu viitorul copiilor noștri, că până la urmă o țară pare așa un teritoriu, o să citesc dintr-o melodie nu de mare valoare, care seamănă un pic cu un pește. Nu ne gândim la acest teritoriu de 200 și ceva de mii de kilometri pătrați care seamănă cu un pește. Ne gândim la oamenii dinăuntru și dacă noi suntem generații de sacrificiu, având părinți generație de sacrificiu și așa mai departe, ne dorim ca măcar copiii noștri să trăiască într-un fel de țară normală. Până într-o țară normală, nu cred că putem vorbi de educație, de orice fel, fără geografie, fără muzică, fără artă plastică. Faptul că se face matematică e minunat, faptul că se face informatică e minunat, faptul că trebuie să avem noțiuni de fizică, de chimie, de limbi străine, iarăși e minunat, dar nu putem pur și simplu să reducem totul la azi avem nevoie să avem 20 și nu știu cât de ore pe săptămână drept care tem. Asta, sub forma unor decizii care nu țin cont nici de interesul copiilor, nici de oamenii din sistem, de nimic nu țin. Și asta este realitatea sistemului educațional tristă pentru educația muzicală vorbind de copiii noștri. Așa este. De aici plecăm, pentru că în momentul în care o să fim toți spectatorii unui anumit gen muzical singurul posibil, care vorbește de dușmanii noștri, cei influenți, să nu ne mire dacă și lipsa de scrupule, dacă și mesajul antisocial, dacă și furtul legalizat, dacă și modelul hidos devine modelul singur care trăiește în societatea noastră, pentru că noi suntem ce primim. Și aici este problema cea mare. Așa este, așa este, și în timp ce spuneați lucrul acesta, mi-am și exemplificat așa în minte, mi-am adus aminte de câteva din exemplele care pe care le-am văzut în ultimii ani, fie că vorbim de partea aceasta legislativă, acolo unde de obicei mor toate proiectele acestea frumoase, fie la nivelul, să spunem așa, societății civile, la firul ierbii, mergând pe stradă, uitându-ne la vecini, vedem exact ce se întâmplă. Și apropo, o deculturalizare așa, o cultură dintre aceasta suburbană care ne acaparează din ce în ce mai mult. Mi-a plăcut foarte mult că a spus problema probabil diferit decât se așteptau cei care ne urmăresc. Mă gândesc că fiind profesor de muzică de zeci de ani, a trecut prin toate, să spunem așa, etapele acestea ale vieții de la o vârstă foarte fragedă, studiind muzica, să fiți un mare promotor al muzicii de performanță și cu siguranță sunteți, dar observ că dumneavoastră sunteți interesați și promovați muzica și l-a dat exemplu foarte frumos pe fiul dumneavoastră, la oameni care nu trăiesc din muzică, oameni care nu ajung să fie profesioniști, dar au cultură și indiferent că sunt medici, că sunt ingineri sau știu eu ce alte profesie, ce alte pasiuni mai au, educația muzicală pe tot parcursul vieții lor, pe de-o parte i-a ajutat să se educe și mai mult îi ajută în continuare să îmbine, să spunem așa, utilul cu plăcutul și să se hrănească în continuare cu spiritul acesta. E un aspect foarte interesant. Practica spune că toți copiii ar putea face sport, nu toți vor ajunge olimpici, dar îi ajută. Toți trebuie să facă sport, atât cât pot. Sunt unii dintre ei, din păcate, cu niște date naturale foarte firave. Dar asta nu înseamnă decât că profesorul de sport trebuie să născocească ceva și pentru ei. De la șah
poate doar la ping-pong, poate nu fotbal pe un teren de 100 de metri, dar se poate să îi educăm în spiritul sănătății și mentale și fizice și emoționale. Și aici muzica este arta care vorbește tuturor, indiferent de limbă, indiferent de cultură. Putem și noi ca oameni educați să lăcrimăm când auzim, iertați-mă, o babă dintr-un sat încă neelectrificat prin Ardeal cântând un bocet. Și e o muzică atât de simplă și sunt niște cuvinte pe care le-am mai auzit, dar sunt spuse din adâncul sufletului, sunt cântate de acea femeie îndurerată și ne emoționează la un nivel de sensibilitate și de transmitere a mesajului echivalent poate cu o tragedie antică, cu o simfonie de Mahler sau cu orice altceva. Și putem iarăși să punem în fața unui copil doar cântece populare, doar folclorul copiilor, dar putem să-i aducem încet, încet și un pic de Mozart sau un pic de muzică de un alt nivel intelectual și cultural și să-l ridicăm. Eu am văzut aceste exemple funcționând și oamenii, să știți că fac eforturi și noi la Universitatea de Muzică, dincolo de a preda unor viitori profesori de muzică, nu numai pentru muzicieni, ci și pentru masa de oameni, de tineri care parcurg cât mai există încă disciplina educație muzicală în gimnaziu și în câteva din clasele de liceu de la anumite profile. Noi încercăm, de exemplu, să adaptăm elemente ale unor metode care s-au dezvoltat în secolul 20 în Elveția, Dal Clos, în Ungaria, Kodály, în spațiu german, Karl Orff. Încercăm să le aducem în față tot felul de soluții și iată că suntem în momentul ăsta într-o provocare tehnologică neașteptată și încercăm să ne adaptăm toți la o nouă viață. Nu? Acum câțiva ani de zile ar fi fost de neconceput ca un dialog TV să se desfășoare între un domn aflat într-un studio și un alt domn aflat în mansarda lui de acasă. Dar iată că astăzi e ceva absolut normal. Toți facem eforturi de a aduce noi metode, noi soluții pentru ca lucrurile să se îndrepte. Și încă o dată, eu observ și în populația tânără dorința, plăcerea, încercarea de a pune copiilor lor pe masă și această soluție și o aplaud și încurajez. Până când, să zicem, un referendum românesc va pune în Constituția țării obligația de a se face educație muzicală, e o cale neașteptat de lungă. Noi nu putem nici măcar pune în vigoare anumite lucruri care s-au hotărât sau au fost deja votante de ani de zile. Deci nu mă aștept la rezultate spectaculoase din partea statului. Statul a fost dintotdeauna un execrabil administrator, dar oamenii au soluția lor și oamenii ar trebui să deschidă televizorul, de exemplu, și să vadă ca un canal pe care se numește muzic sau arte sau să se mai uite și la altceva, să mai oprească când butonează telecomanda și la un balet, să rabde și o discuție despre nu știu ce castel pe Valea Loarei. Nu numai muzică, toate. Și o să vedeți copiii se opresc din joaca lor și copiii lor, cum să spun, înglobează aceste experiențe. Este foarte important și să știți că, hai să spunem așa, nevoia de cultură e o nevoie care trebuie satisfăcută prin efortul celor care știu despre ce e vorba și în cazul celor care fac artă sau cultură ca profesie. Eu am mers cam din 2001 încoace în jur de 17 turnee în Franța cu orchestre de tineret la diverse festivaluri. Și toată lumea mă întreba, bine, și ce faceți cu acești copii? Păi cântăm cu orchestre simfonice din Montreal, din China, din Australia, din Franța, din Germania, din Spania, împreună, cu mai mulți dirijori. E o experiență extraordinară, public, până la 3.000 de oameni,
francezii și într-un sătuc de 300 de oameni vin 250 în biserică în seara în care se cântă un concert. Indiferent dacă a doua zi au și un concert pe, să zicem, Pajiște cu nu știu ce formație rock și sunt tot aceiași, fără niciun fel de rușine și cu aceeași deschidere. Și le-am spus, zic, da, dar în afară de asta, noi nu putem să nu vizităm niște castele pe Valea Loirei, să nu mergem la un muzeu în Paris, să nu vizităm două, trei catedrale, să nu ne ducem la casa cuiva să vedem ceva, pentru că trebuie să nu uităm de unde venim. Muzica este și un patrimoniu cultural, la fel cum există nevoia de a, cum să spun, te umple de bucurie în fața unui monument arhitectural, de a te impresiona în fața unei picturi valoroase. Și muzica nu poate să dispară numai pentru că cineva la Ministerul Educației, și mă scuzați, o să mai dau un exemplu din istoria recentă, a făcut gafa ca ministru al educației, dar spune că scoate educația fizică în afara școlii și o să facă cluburi sportiv școlare în, știu eu, Comana de Sus sau în Văscăuții nu știu de care, la Cuca Măcăi. Și bineînțeles că era nerealist. După care, gafând, a fost salvată de colegii mei de la Institutul de Științe ale Educației, care din pix au scris muzică și mișcare și au tradus o disciplină muzicală într-una care să mai cuprindă și particula și mișcare, că așa s-a născut această disciplină, ca să o salveze pe doamna Andronescu. Trebuie să știe lumea acest lucru, pentru că eu când am venit în acest institut, am întrebat, bun, spuneți-mi și mie, ca să muncesc pentru programa de muzică și mișcare, deși nu cred că știe cineva ce să face, spuneți-mi și mie cum a apărut. Și așa a apărut. Să ne fie clar, deci într-un pix, într-o după-amiază, un cuvânt în plus ca să se pună sportul la loc și să mai apară sport în plus sub forma și mișcare lângă muzică. Asta este istoricul, cum să vă spun, a ceea ce înseamnă reformă în România. Și din păcate, dacă ar fi numai privitor la educația muzicală, încă ne-am duce crucea. Dar așa se întâmplă și în economie, așa se întâmplă și în alte proiecte vitale. Iată ce pățim când sănătatea trebuie să fie la înălțime. Așa și este. Asta e. Extraordinar. Îmi place cum vedeți lucrurile și sunt, să spunem, de aceeași parte cu dumneavoastră, să știți, și eu simt la fel. Vă spun asta și în calitate de părinte, și în calitate de fost cadru didactic asociat și, practic, cunosc foarte bine sistemul acesta de învățământ și exact astea sunt probleme cu care ne lovim fiecare. Vreau să mai mergem puțin în zona aceasta a elevului, a copilului care începe să facă primii pași în viață și încearcă să acumuleze tot felul de cunoștințe. Spuneați despre părinți. Nu pot să, vă rog să mă credeți, oricât aș vrea să mă disociez de calitatea de părinte, nu pot, pentru că sunt părinte, sunt părinte de copil care studiază muzica și știu foarte bine din interior lucrurile. Vreau să vă spun că, pe lângă faptul că, într-adevăr, mulți părinți își doresc copilul să devină matematicieni, fizicieni, știu eu, mai ales acum, informaticieni, se câștigă bine, într-adevăr. Dar se poate, și școala poate merge în direcția, se pune foarte mult accent pe antrenamentul creierului la nivelul acesta, să spunem, robotizat, dacă se poate, spre științele acestea tehnice și mai puțin la educația aceasta sufletească. Și aici, ceea ce spune dumneavoastră și știința aceasta a artelor, da? Arta muzicală, arta plastică, tot felul de inclusiv educația religioasă, au de a face cu altă componentă a noastră. Noi nu suntem numai roboți, numai oameni care stau toată ziua pe tabletă sau știu eu, pe telefon. Copiii, mai ales în perioada asta a pandemiei, vă dați seama, am văzut copii cum se transformă din rău spre mai rău, făcând abuz de tehnologie, să știți. Abuzul de tehnologie face rău sănătății din toate punctele de vedere. Inclusiv sănătății mentale, da? Și se neglijează într-un mod sistematic. Pe de o parte, de către cei din conducerea ministerului și, bineînțeles, a legiuitorilor care ei votează până la urmă legea învățământului, și apoi merge și în direcția aceasta a părinților.
copilul nu mai este educat să își dezvolte partea aceasta sensibilă a lui. Păi, vedeți, eu mă întreb dacă copiii celor care ne conduc, când se întâlnesc, își împărtășesc niște ecuații sau lege de la fizică. Eu cred că unii dintre ei, când se văd, își spun, ai auzit piesa aia de, nu știu, Justin Bieber? Sau ai văzut aseară la România au talent, nu știu, pe care cântând? Sau știi piesa asta? Eu cred că ei chiar, în termeni reali, când se întâlnesc, unii dintre ei vorbesc despre muzică. Despre un anumit tip de muzică sau despre mai multe tipuri de muzică, depinde, încă o dată, de background, de foarte multe lucruri. Dar muzica, în sensul unei arte făcute cu note, că noi știm sau nu că ele sunt do-re-mi, asta e neimportant. Muzica e prezentă în viața noastră continuu și e prezentă în viața copiilor noștri în mod continuu. Fie că se uită la televizor sau joacă un joc pe calculator și acel joc n-ar avea deloc același farmec cu coloana sonoră care este o muzică, fie că ei ascultă un anumit tip de piesă și se identifică față de un anumit curent muzical, lucru care se întâmplă în lumea largă de zeci de ani, da? Ei ascultă muzică, iar noi tot ce ar trebui să facem ar fi să îi rugăm, să îi susținem, să-și lărgească orizonturile atât. Iar faptul că noi nu dezvoltăm de multe ori lucrurile astea ne face să devenim foarte greoi când comunicăm, pentru că ceea ce nu se dezvoltă prin lipsa educației de natură artistică, de natură emoțională, nu se dezvoltă relaționarea cu ceilalți semeni, pentru că noi suntem ființe sociale, nu trebuie să uităm treaba asta, nu existăm, ci suntem după cum ne relaționăm cu ceilalți. Suntem fiica cuiva, suntem mama cuiva, suntem prietena cuiva, suntem colega cuiva, suntem ce suntem prin relație cu ceilalți. Ori în momentul în care totul se desfășoară la nivelul unor ecuații și unor legi foarte importante, unor reacții chimice și așa mai departe, ne depărtăm de ceva ce noi o să facem toată viața. Sunt inginer, de acord, dar lucrez în vânzări și mă întâlnesc cu clientul meu și vorbesc cu el și în afară de a-i prezenta oferta firmei mele, am de comunicat cu el, trebuie să-l conving, trebuie să-l iau la o cafea, dar poate îl invit la o cafea și îi spun o povață sau în mașină îi pun un anumit tip de muzică sau încerc să intru în relație cu el povestind și alte lucruri, nu numai ce s-a întâmplat pe televiziunea de știri aseară. Adică noi relaționăm și în mod normal când eram, în vremuri de demult și eu tânăr, noi nu discutam ce s-a întâmplat la televizor când ne vedeam sâmbătă seară. Noi nu discutam numai ceea ce învățam la școală când ieșeam în curtea școlii. Noi nu discutam în fața blocului ceea ce făcusem la școală peste zi. Discutam lucruri umane și de cele mai multe ori având legătură cu sensibilitatea, cu transmiterea nu de informații, ci de sentimente și de reacții psihologice complexe, care se dezvoltă prin artă. Și prin, nu numai prin artă, dar prin comunicare. Deci aici este problema. Așa este. Așa este și... Cred că se mai poate face ceva. Înainte de a încerca să găsim, poate, să ne gândim măcar, să propunem poate niște soluții, dacă se poate, haideți să discutăm puțin și despre rolul părinților. Stimate domnule profesor, vorbim de școală, vorbim de elev, de copilul care crește, da, și încearcă să facă pe placul părinților în general, sau știu eu, să-și facă propriile plăceri, să meargă în direcția în care dorește el. Există și, să spunem, componenta asta foarte importantă, vitală, direcția pe care o dau părinții. Acum, ne uităm la România. Dacă părinții n-au avut o educație muzicală, haideți să spun, la nivelul acesta minim, nu mar meloman, la nivelul minim
general, adică să recunoască, știu eu, și să evalueze în mod corect o muzică de calitate și o muzică mai puțin de calitate. Da, vorbea dumneavoastră de melosul acesta de tip oriental care la un moment dat vorbește, noi vorbim în general de melodie, dar și textele sunt execrabile, da? Textele sunt cele care ne supără. Textele sunt cele care ne supără, primele. Restul exact. Melodia mai treacă, meargă, suntem în spațiul acesta, am stat sub dominație, știu, sub influența otomană atât de mulți ani încât personal eu vin din Dobrogea, să sunt dobrogean și sunt obișnuit, am trăit cu ele și, să spun așa, n-a fost poate cea mai mare. Textele, într-adevăr, sunt execrabile și asta, până la urmă, fac ca cei de lângă noi, copiii noștri, să devină antisocial, să promoveze și pur și simplu în valori. Dar atât de mă întorc la părinte. Părintele nu știe sau părintele n-a fost educat. Viața lui n-a fost niciodată la un concert. N-a văzut, sare întotdeauna cu telecomanda peste tot ce înseamnă postul acesta de TV, de artă și de cultură. N-a auzit niciodată poate o opera lui, da? O compoziție a lui Enescu, decât poate ce-a mai văzut pe la televizor din genericul acesta, sau știu, știe ce e ciocârlia, dar mai mult de atâta nu. E, ce pretenții am putea avea? Sau cum ar putea oarecum copilul acela să treacă peste handicapul acesta? Că până la urmă se naște într-o familie, nu el își alege și urmează direcția familiei. Nu știu dacă putem dar face... Dar merge așa. La școală. Aici? El merge la școală și de asta... ar trebui să se uite cineva că aproape nu există țară în Europa care să nu aibă o componentă muzicală de sine stătătoare în cadrul curriculei școlilor normale. Pentru că, încă o dată, muzica în forma ei ideală este de ascultat și eventual de dansat și eventual de cântat împreună cu alții. Dar nu este neapărat de făcut din perspectiva celui care cântă în orchestra sau în corus sau în ansamblu care face muzica pentru cei care se bucură de ea. Eu nu spun că nu e o bucurie enormă aceea de a fi pe scenă și de a cânta sau a dirija sau de a fi în sală și de a-ți asculta piesa compusă, interpretată frumos de către cineva. Este minunat. Dar asta se referă într-adevăr la o felie îngustă din populație, cea care alege din pasiune mistuitoare ca orice s-ar întâmpla, orice vremuri ar fi, să facă muzica pe post de profesia lor. Și ce e frumos pentru aceștia, minoritatea asta, este că ei nu merg la servici niciodată în viața lor. Eu nu merg la servici nici măcar când predau discipline teoretice la conservator. Eu vorbesc despre muzică, vorbesc despre prietena mea cea mai bună după soția mea. Să spunem așa. Foarte soția frumos. Mea care... Cum să spun, dintr-un punct de vedere ar fi a doua, pentru că ea ocupă jumătate din viața mea, iar muzica ocupă, să zicem, 9 pe 10 din ceea ce am trăit eu până acum. Da? Însă, ca primă timp acordat, ca atenție și așa mai departe, eu fac muzică și când vorbesc cu dumneavoastră mă gândesc ce exemple să dau și cum să fac o pledoarie în favoarea atenției pentru muzică. Să ne audă cine ar trebui să ne audă. Și să nu avem din nou și la anul și peste 2 ani un alt ministru al educației, un alt secretar de stat, un alt inspector școlar din minister care să pună la îndoială nevoia ca muzica să fie acolo. Și atenție, muzică nu înseamnă un moment de liniște în care să le treacă sudoarea celor care au avut educație fizică ora trecută, este educație muzicală. Cuvântul magic în această sintagmă este educație muzicală. Profesorul de muzică are această datorie de a face educație muzicală. La fel cum, cu tot respectul, ora de religie nu este numai o oră de rugăciune. Este o oră în care învățăm despre religie. Învățăm, înțelegem, luăm aspecte morale, învățăm din viețile unor modele pentru noi. Fiecare e liber să creadă ce vrea. Nu lecția de religie ar trebui să-l oprească. Dar bineînțeles că, iată, în cazul ăsta fiind un subiect mult mai sensibil decât muzica, poate că soluția de a lăsa pe om să nu creadă nimic
eu nu pot să-mi închipui cum poți să trăiești așa, dar accept că e legal și moral să-l lași om să decidă. Da? Merge până acolo, dar în cazul educației muzicale e pur și simplu un limbaj universal în care dacă profesorul are un pic de har și înțelege că el nu mai predă încă o formulă, încă un limbaj scris, ci îi ajută pe copii să iubească muzica, să fie conștienți că în jurul lor e muzică și că muzica le ocupă un spațiu mult mai mare decât sunt ei atenți și că are niște opțiuni mult mai largi, atunci ei se vor întoarce acasă și vor deschide pe telefonul lor în cameră o muzică de altă natură decât se asculta acasă. Și mama de la ușă, tot văzând să vadă dacă își face temele sau nu, o să spună, ia uite, ce e asta, măi, copil? O, dar nu-i urât deloc. Ia uite, mă, că mai există și, în afară de fănică de la Neicușani, mai există ceva. Mai există ceva în afară de dușmanii mei. Ia uite că sunt unii care nu cântă de despre dușmani și sună acceptabil și asta. Și pumnii mei minte nu are, ne face să picăm examenul de limba română. Poate totuși. Da? Mamă, nu mai putem să ascultăm muzica asta pentru că uite-te și tu că pumnii e doi. Scuzați-mă pentru groaznicul exemplu, dar copilul, noi învățăm toți de la copiii noștri. Unii nu sunt atenți la ce învață de la copiilor și din cauza asta poate a fost foarte greu un an în care au trebuit să stea cu copiilor acasă mai mult. În loc să se bucure de șansa avută din cauza unor situații cu totul excepționale, se plâng de educația pe care ei l-au dat-o, că ei ce primesc acum sunt cei 7 ani de acasă. Așa este, spunea un profesor, zice, acum poate văd și părinții cu ce ne ocupăm noi în fiecare zi. Acum să vadă și ei cum se comportă copiilor acasă. Eu cred că trebuie să-l vrăjești pe copil. Dacă ești profesor, metoda de predare ideală este aia în care îl vrăjești, îl duci în lumea care te interesează pe tine, cumva. Cumva convingător. Iar noi, cei care facem muzică, avem, cum să vă spun, niște vrăji care se numesc în mod excepțional. Nu știu, Mozart, Beethoven. Dar poate să fie și Mariah Carey, sau poate să fie și Elton John, sau poate să fie orice. Dar noi avem niște mijloace excepționale cu care să vrăjim niște copii care să se îndrepte spre muzică cu plăcere și cu curiozitate și deschide. Iar cei care ne numără orele de la școală să-și dea seama că, din păcate, cele 4 ore de matematică la un profil care nu e MateInfo pot să fie făcute și 3. Dar nu scoateți din educația copiilor lucruri esențiale. Foarte esențiale, a spune-o, vitale, pentru că până la urmă nu ne dorim, noi în calitate de părinți, nu ne dorim ca ai noștri copii să fie transformați în niște mici roboței, mașini, care să execute comenzi și să n-aibă nicio sensibilitate, să nu fie oameni cu inimă deschisă, oameni care trebuie să știe să plângă când e de plâns, să se bucure când e o bucurie. În calitate de părinte, nu mi-aș dori ca copilul meu, dar în care investesc destul și încerc să-i ofer tot ce se poate, să pierdă umanitatea aceasta, sensibilitatea aceasta, trăirile acestea sufletești, da? Roboți și mașini de calcul avem și găsim, putem investi, vedem, inteligența aceasta artificială este acum la mare căutare, se dezvoltă tot felul de tehnologii, dar până la urmă noi suntem oameni și cred că omul trebuie să rămână om. Să nu uităm, ceea ce se numește machine learning este o realitate prezentă, poate nu în viața mea și a dumneavoastră, dar e prezentă în civilizațiile occidentale sub forma unor programe care învață din propriile greșeli, care se autoperfecționează și ele nu sunt o realitate SF. Nu sunt din filme, nu sunt din cărți de imaginație. Sunt realitatea, de exemplu, cu care lucrează fiul meu în genetică. Programele de calculator sunt capabile să înlocuiască sau să ajute omul în domenii extraordinar de importante. De exemplu, în medicină, unde un robot poate să preia într-o discuție cu pacientul
deja primele date despre cazul respectiv și să dea deja sugestii privitor la posibilul diagnostic în funcție de niște factori pe care el poate să-i vadă și pe care, cu care el se perfecționează încetul cu încetul. Asta nu înseamnă că o să dispară meseria de doctor, dar o parte din activitatea actuală a unui medic de familie va fi înlocuită cu siguranță în câțiva ani de zile de niște programe de calculator. Nu trebuie să se simtă amenințat nimeni, nici doamna asistentă, nici doamna doctor, dar trebuie să evoluăm. Cu atât mai mult însă, trebuie să ne punem problema cine suntem și de ce suntem pe, pe această planetă, în această viață. Ce suntem? Suntem doar cei care câștigă niște bani ca să supraviețuiască până mâine? Suntem doar niște oameni care muncim ceva? Nu contează ce. Învățăm să scrie un copil, facem la strung o piesă, asamblăm nu știu ce fel de obiect de mare și înaltă tehnologie. Nu știu, habar n-am, pilotăm un avion. Sau suntem oameni care se întorc în familiile lor, care au și câtva, nu mult din păcate, timp de calitate? Oare noi nu existăm și sâmbătă și duminică? Oare noi nu cumva existăm în scurtele noastre concedii? Oare n-ar trebui să ne uităm cu invidie la cei oameni care reușesc să-și ia un abonament la teatru sau la filarmonică? Ei nu uită că în viața lor, măcar o dată pe săptămână își facă o bucurie, care e de cele mai multe ori artistic. Și ar trebui să ne punem întrebarea, noi de ce nu reușim? Indiferent în ce domeniu trăiți. Așa este, așa este. Să știți că discuția aceasta pe tema pe care am început-o ar trebui să continue și m-aș bucura să facem această discuție aici în studio cu dumneavoastră. Știți de ce? Indiferent de cât de tare ar fi tehnologia și dumneavoastră acolo unde bara eu aici în studio, să știți că nu se compară cu nimic atunci când suntem față în față și ne și uităm unul la altul. Așa cum și dumneavoastră cu studenții face lucrul acesta. Nu mai vorbesc de concert. O orchestră față în față cu spectatorii din sală. Se transmite altfel emoția și gândurile. De aceea, stimate domn profesor, eu vă mulțumesc foarte mult și vă aștept cu drag la o altă ediție. Fie că în studio, fie de acolo de unde sunteți, a fost o bucurie și, să spunem, o mare binecuvântare pentru mine să stau de vorbă cu dumneavoastră despre o temă. Mi-a plăcut foarte mult cum ați spus problema și, cu siguranță, aceeași părere au și cei care ne urmăresc. Eu vă mulțumesc foarte mult! Și eu vă mulțumesc, că urez celor de acasă să aibă timp și bucurie pentru viața și pentru familia lor. Și îndrăznesc încă o dată să le spun, până la sisteme educaționale, fiecare om face un pic de efort la el acasă. Așa este. Așa este. Vă mulțumim mult. Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru seara aceasta. Vă mulțumim că ne-ați primit și încă o dată în casele dumneavoastră. Până data viitoare, eu vă salut și vă spun la revedere!